Cadouri, ca să zic așa. Astăzi a venit timpul ca să facem primul videoclip de genul ăsta. Adică bine, eu am mai desfăcut câteva pachete de la voi și scrisorele, așa, unul câte unul prin diferite vloguri, dar astăzi o să facem unul întreg cu trei pachetele, de fapt, care sunt chiar mari pachetele astea și nu mă așteptam așa. Iar acum le voi desface pentru că sunt foarte curios de ceea ce este în interiorul lor și la unul dintre ele știu cam ce ar fi în mare, pentru că cineva mi-a spus că vrea să-mi trimită un pachet mai interesant, o să vedeți după aia despre ce este vorba. Am să iau întâi briceagul ăsta meu de vânătoare. Da, o să-l iau pe cel mic și o să începem așa de la mic la mare. Stai să le pun undeva pe astea, aici așa. Și o să desfacem primul pachet. Pentru cei care nu știți adresa unde puteți să-mi trimiteți, aici. Deci numele meu, bineînțeles, Bogdan Hriscu, oficiu poștal numărul 1, căsuța poștal numărul 12, Tecut, județ Galați. Și aveți și mai jos în descriere toate datele astea unde puteți să-mi trimiteți. Bă, deci, mamă, ce frumos i-am balat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deci uite ce drăguț e ăsta. Și cine îl trimite? Ia să vedem. Expeditor. Filip Carmen Maria, din, unde scrie? Din Botoșani, județul Botoșani. Din Botoșani. Ia să vedem noi. Ce? E strâns e. Hai, asta ce că se rup, trebuie să rupe așa un cadou, nu? Mamă, ce tare e cutia. Băi, ești nebun. Uitați-vă cât de fain e cutia asta. Ce colorată roz. Really, nigga? Să mor dacă mă așteptam la asta. Deci să mor dacă mă așteptam la ce e aici, deci... Vedeți și voi ce vă și eu? Iubi! Da. Hai că trebuie să vezi ce e primul pachet. Deci nu e nimic ca pentru mine. Nimic pentru mine. Toate-s pentru Nicolas, bănuiesc. Dar toate. Deci, o șuzietă, se aude pe fundal, încearcă acum să-i dea să mănânce, e de tâță că e foame și a început să urle și nu putea să stea aici cu mine când filmez. Băi, deci o șuzietă, uite, ia du-l aici la cameră, ia uite ce e pentru tine, tati, uite, uite, e aici în spatele camerei, deci ai o șuzietă care scrie Diduș. Diduș, ce tare, deci scrie Diduș pe șuzietă, așa, un biberon. Dita mai biberonul. Ce mare biberonul ăsta. Și hăinuțe. Stai să văd dacă îi vin, serios. Îi vine. Bă, asta îi vine, ești nebun. Îi bă, vine. Parcă a știut. Deci, fii atent, uite. Dă-l puțin aici în fața camerei. Ia, dă-l puțin aici. Hai, ia. Dacă tot avem cadouri pentru el. Dacă nu plângi, nu plângi. Gata, tati. Hai că ai cadou, uite. Uite, avem aici una. Nu vreau. A, cu rac, ia, uite, mamă, uite, vezi? Bă, perfect. Ce tare! Și cu rac. Deci chiar, și mai este una acolo, ce mai e acolo? Ia, vezi, încă este una. Este foarte bine în culorile astea. Tot bă, așa, cu baleni. Îi vine și asta, un body. Îmi place bă, culoarea super. Asta. Da, hai că ți-l dau ție. Dacă că citesc pe scrisoarea, că după aia începi să plângă. Așa. Bun. Deci hai să vedem ce scrie aici. Mai e ceva? Stai ca să iau pe rând tot. Și aici mai este, nu mai este nimic. Bun. Așa. Q&A. Ah, întrebări. Câte săptămâni are Nicolas? Păi în momentul de față are 7 săptămâni. O lună și 3 săptămâni. Cam așa. De cât timp te cunoști cu Sabina? În momentul în care s-a născut Nicolas, adică pe 20 iulie, noi am făcut 2 ani. Deci exact în ziua în care s-a născut, la 2 ani după ce noi ne-am cunoscut și ne-am combinat, ca să zic așa, după 2 ani de zile s-a născut și el. Deci de 2 ani și o lună și ceva de acum. Te bucur că ești părinte? Foarte, foarte mult mă bucur că sunt părinte și am vrut asta întotdeauna. Ce vrei să fie Nicolas când o să fie mare? Sincer, nu știu, ce vrea el? Nu, orice vrea el, nu știu, o să-i... Îl las să aleagă din multe chestii. Citește și pe spate. Dragă Bogdan, mă numesc Filip Carmen Maria, am 12 ani și sunt din Botoșani. Te urmăresc de la suma de 100.953 de subscriber. Te ador pe tine mai mult decât pe Florentin. Mersi, super tare. Mă bucur că ești tătic, să-ți trăiască copilul. Tot ce ți-ai trimis, tot ce ți-am trimis este nou. PSE. Salut-o pe colega mea Marina. Ce notă dai colegului? Nota 10, pentru că chiar m-ai surprins, adică nu mai știam. Am crezut că mi-ai trimis și mie ceva, nu știu. Nu, glumesc, deci chiar mă bucur foarte, 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 foarte mult. Pentru că Nicolas întotdeauna are nevoie de haine, mai ales când e mic acum, deci crește de la o zi la alta
crește câte 50-100 de grame, ai nici chiar 100 de grame pe zi. Dar crește foarte, foarte repede în primele luni și hăinuțele rămân întotdeauna mici. Dar uite că astea o să se potrivească. O lună, două o să-i vină. Mulțumesc, nu știu, Carmen sau Maria, cum să zic, dar mersi foarte tare. Deci ne-ai surprins, mulțumim. Coletul numărul 2. Am răgușit. Hai să vedem de la cine este. Mihalache Iasmina. Ah, de la Iza. Iza. Știu, o dansatoare, adică face breakdance, a făcut breakdance cu Florentin. Așa, din Liești, județul Galați. Aruncăm hârtia pe jos. Și aici avem... Bă, stai că e lipit, mă. Dar nu scoci. Și asta, mă. Ce-i asta, mă? Auzi, ce-i asta? Deci, o cutie plină cu jucării. Deci e full de jucării. Stai că încep cu chestia asta, care nu știu ce, un săculeț, cred că e handmade. Ah, wow. S-a mort-o, scrie Sabina pe ea. Deci, fiți atenți, scrie Sabina pe piatra asta. Deci pe piatra asta scrie Sabina. Bă, mai e ceva acum pentru tine? Da, ce tare e asta. Bă, scrie numele tău pe ea. Și aici nu mai e nimic. Pentru Nicolas de la mănăstirea Agapia. Mănăstire. Pentru Nicolas e chestia asta sau... Uite, ai o piatră. Pentru tine. Da, e plină cu jucării. Deci, uite, pe piatra asta scrie... Cred că Sabina. Sabina și asta e pentru Nicolas. Deci nu-mi dau seama Iza pentru cine e asta. Adică... Dacă e asta sau asta, dar uite, asta scrie Sabina pe, pentru tine. Ce drăguț, da. Chestia asta o am și eu, să mor din asta e de la McDonald's. Sau fratele meu a luat-o, nu mai știu cine, dar mai mult sau ăsta, îl știu, îl știu, îl mai are și fratele meu pe acasă, parcă. Mi-ai dat peste cameră. Mi-ai mutat obiectivul, deci nu mai știu cum era. Cam așa era. Te vezi bine, da. Mă văd bine, nu? Da. Știi tu. Mi-ai dat pe camera. Bă, deci fii atent cât... Ce să stai aici? Hai cu ce se juca. Uite-l, și pe ăsta-l știu. Tot... Am un umov de ăsta. Ai un... Avem un... Da, e la altul, dar e la fel. E, nu e la fel, e diferit. Uite. Stai. E un mai mulțoi de ăsta. Ce face ăsta? Deci nu știu ce face. Sunt ca un copil acum, deci îmi plac jucările. Vreau să văd și eu. Uite, noi l-avem pe ăsta. Deci seamănă ăștia doi între ei. Ia, așa. Bă, deci cutia asta, uite, aici sunt vreo doi dinozauri. Asta nu știu ce. A, mai am unul de ăsta. Stai că avem și noi de ăsta de lipit așa. Ăsta îmi plac, că îi lipesc peste tot. Încă un dinozaur. Asta cine? Asta e din film, dintr-un film. Nu mai știu cine, dar îmi pare cunoscut. Alt dinozaur. Bogdan! Wow! Băi, ești nebun. Ia uite, asta să mi-o pun aici, așa. Oooo! Și-a căzut. Căzut. Dar nu, care e de asta? Trebuie să stai așa. Stai așa, mă, cum să lipești? Asta, stai acolo. A, ce drăguț e asta. Jucării pentru Nicolas. Sport. Super drăguț. Un maimuțoi. Fii atent, cântă? Nu, nu cântă. Asta e mișto. Aici un iepuraș. Aici, cred că ăștia să... Cred că se trag. Ba nu, se îmbrățișează. Bă, să prindeți doi... Ce sunt ăștia? Coala. Sau șoareci, nu, șobolani. Nu scoala, am scris scoala prima dată, dar sunt niște șobolani care, uite, dacă îi ții așa, au un sky aici, vezi, au sky și stau îmbrățișați. Uite, tati, vezi? Scoala. Aia la jucării. Stai așa, că nu mai știu cum îl prind pe ăsta. Ceva de genul, lasă aici. Așa, o maimuță, o gorilă. O gorilă. Ia, Sabina. Ah, stai că a făcut pentru toți. Sabina și Nicolas. Mă, ce tare. Așa. Am... Uite o brățărică roșie. A, perfect. Bă, ma, asta e vine perfect. Asta e vine și așa, deci nu mai are ață. Da, uite, băi, deci am căutat una de asta. Bă, dar e vine perfect asta, fii atent. Stai așa, că nu știu cum să o desfac întâi. Ce faine. Deci am căutat de asta pentru el, pentru că... Uite, cred că asta era în pachetul ăla de la mănăstiri, bănuiesc, nu știu, că așa zicea acolo. Ceva pentru Nicolas. Ce drăguțe. Cred că e asta, ai nu știu. Ai grijă contract. Alta, băi, deci perfect îi vine, deci îi vine perfect la mână. Că noi puneam ață roșii dintre aia, n-am căutat brățele între astea, dar nu prea găsim pe mărimea lui. Și alt maimuțoi, alt, ăsta e papagal, uite, ăsta e breloc.
Uite, încă un breloc. Mamă, deci îmi plac brelocul ăsta la nebunie. Încă un breloc. Deci îmi plac ochii la asta. Bă, ce simpatici sunt ăștia. Vezi? Și aici mai e cineva. Nu știu cine e ăsta. Habar n-am. Și o mașinuță. Uite, și o mașinuță. Două mașinuțe. Sunt la fel. Aproape la fel. Și iarăși chestii de astea de lipit. Și de astea de lipit, așa, care ți le pui în frunte. N-o se lipește. Nu stă de fruntea mea. Nu vrea. Da, deci o cutie plină cu jucări, deci nu mai stau la chestia asta. Hai să vedem. Numărul 3, cred că e. Cineva mi-a dat un e-mail și a spus că vrea să-mi trimite tot așa pentru noi ceva de casă, ceva de care să ne folosim cu toții. Și da, ăsta e. Ăsta e pachetul. Mi-a spus persoana respectivă că, băi, ce are aici? Vată! Ca să nu se spargă. Nu-i bun de mâncat. Păi, ce putea, are gust de săpun! Ala, că săpun are aici, da. Bă, deci chestiile astea, chiar le-am așteptat, sincer vă spun, pentru că, mamă, ce mare sunt astea de pocnit. Vezi, pocnești? Mm. Am uitat să specific la cine e pachetul, Truță Daniela, din Aiud, județul Alba. Și aici avem niște chestii handmade, deci sunt lucruri handmade făcute chiar de ea. Mi-a spus că mi-a trimis multe săpunuri. Mamă, săpunuri făcute de casă, deci, dar cum pot să-l desfac pe chestia asta? Uite, descrie. Asta este, ce e căzut? Săpun natural din cafea, conține uleiuri combinate, chestii, trei, bla, bla, bla. Deci, mi-a spus că ea are și eu un canal de YouTube și o pagină de Facebook, mai multe chestii. Și am să vă las și canalul ei și pagina de Facebook în descriere, pentru că m-am uitat acolo, deci face niște săpunuri, stați să vă arăt, deci trebuie să vedeți și voi. Mamă, deci, sunt criminale, asta e cu cafea. Sunt săpunuri. Astea chiar sunt săpunuri naturale. Uite, aici e o bucată mare de săpun cu cafea. Bă, are și cafea, fii atent, deci uite, îmi vine să-l mănânc. Deci asta zici că e ciocolată, deci uite, are și boabe de cafea aici. Bă, are gust de săpun. Nu. Deci miroase mișto tare. Încă unul. Ăsta este cu Irish. Ce? Cum? Ce era Irish-ul? Săpun cu Irish. Mamă, deci nu mă pot abține să nu vi-l arăt și vouă, pentru că sunt geniale. Deci... Mamă, ce criminal ăsta, îți vine să le mănânci. Bă, mamă, cât e de tare. Deci acum Sabina cu Nicolae sunt aici în spatele camerei și se uită așa și ei, curioși, oare ce am mai primit? Oare ce am mai primit? Mamă, ce genial e ăsta, deci zici că e mare. Băi, dar ce frumos miroase. Băi, deci miroase genial, deci... Deci, mai zice ceva, ăsta e săpun? Deci ăsta e săpun, frate, deci zici că e o prăjitură, îți vine... Îți vine să-l mănânci. E genial, ia mirați. Mamă, stai că mai sunt. Deci, hai să văd dacă... Și ăsta e tot așa. Deci, e genial. Băi, dar sunt capsate. Deci, e bine, frumos, ambalate. Șmecher. Șmecher e săpunuri. Băi, du-te. Băi, du-te, băi. Băi, ce sunt astea, băi? Deci, astea nu zici că sunt săpunuri. Zici că sunt prăjituri. Băi, cât de frumoase. Vai, mamă, da. Ui, stai așa, că mai e unul. Vai, mamă, ai, deci ce din ce în ce mai mișto arată. Din ce în ce și miros, nu? Spelea. Astea n-ai cum, deci îți vine să nu le strici, să nu te speri cu ele. Deci pur și simplu îți vine să le păstrezi acolo ca bibeloga și arată de bine. Deci sunt geniale. Ia uite-l pe ăsta. Doamne! Stai că a căzut o bucățică. Mă, ce faci? Distrugi săpunul? A căzut o bucățică? Da, ei, de aici. Da, e cu sclipicii asta, nu știu cum, băi, dar... Deci uite, asta e o bucățică de aici, dar n-are nimica. Ce săpunuri, fraților, ce ăsta, zici că e un trandafir așa. Mamă, de ce săpunuri, frățică! Ce mai... Tot săpunuri? Da. Să mor tu, deci... Astea sunt prăjituri, nu săpunuri, stai așa, două, trei, mai sunt? Mai sunt, bă. Mamă, deci, stai puțin. Stai puțin că, deci zici că sunt farine astea mari, uriașe. Băi, deci astea sunt tot săpunuri, dar nu știu dacă le vedeți voi. Deci uite, bă, zici că are o cireașă aici. Deci asta e... Imaginați-vă că astea că sunt săpunuri, știi? Adică chiar sunt săpunuri, dar deci mie îmi vine să le mănânc numai când mă uit la ele. Deci, frate, ce geniale sunt. Deci cât de frumos ambalate. Astea sunt bune de cadou. Astea sunt perfecte ca să le faci cadou cuiva. Sunt geniale. Sunt așa frumos ambalate, mi-e și milă să le deschid. Mamă, dar e criminală, deci... Doamne, deci zici că e o prăjitură. Păi, mamă. Deci cam așa arată chestia asta. Deci e superbă. Deci e superbă. Deci cât e de simpatică. E o prăjitură sau nu? Deci... Să pun toată ziua.
Nici bomboana asta? Asta-i dulce. Nu-i dulce. Da. Mamă, deci... Acum am gust de săpun în gură. Stai că e cad biluțele astea, nu știu. Mamă, deci e superbă. Deci e superbă, superbă. Un mare like pentru chestia asta. Deci un like pentru prăjitura de săpun. Mamă, deci e genial. Și am 3 dintre astea. 3. Hop, ce-i asta? Să fii atent, poate rup. Wow. Frumoasă. Doamne, superbă. Dar din ce-i din... Nu știu din ce-i. Toate sunt făcute de ea. Superbă. Deci ce tare. E o gentuță. O poșetă. O poșetuță. Se prinde aici. Pac. Bă, deci asta... Voi doi primiți toate chestiile. Deci nimic nu a fost pentru mine. Azi ziceți mulțumesc. Deci e ce simpatic. Deci îmi place și mie. Pentru că deci eu iubesc lucrurile handmade. Și eu sunt adeptul a le face eu decât să le cumpăr. Adică nu neapărat. Dar ideea este că e mult mai fain așa. E un sentiment mai plăcut când le faci tu cu mâna ta. Deci asta e pentru tine. Mersi mult. Mersi mult. Îi spui Danielei mulțumesc. Hai să văd ce mai e aici. Stai că mai e ceva. Deci mai e ceva aici. Chiar nu-mi dau seama ce e asta. Bă, deci, hai mă, măcar o prăjitură să fii, să mor din nu, dacă și asta e să pun, deci, altă chestie care, nu, e să pun. Pentru bebeluș. E pentru bebeluș ăsta? Zic, eu nu știu. Bă, sigur e să pun sau se desface? Măi, e să pun. Deci nu știu. Prăjituri te gândești. Zici, da, eu vreau prăjituri, deci. Ăsta e tot un săpunel, dar zici că e o prăjitură, frate, zici că e o brioșă de aia, deci nu pot imagina. Cum le face? Super tare. Deci foarte, foarte, foarte tare. Deci chiar vă las link-ul în descriere acolo, pagina de Facebook, canalul de YouTube, orice, să-i dați un like pentru că merită. Și are acolo, am văzut mai multe tutoriale cum să faceți și voi chestii de astea dacă vreți. Și mai e ceva aici, stai așa. Stai așa. Iar ăsta chiar nu am idee, repelent insecte, a se agita înainte, deci... Miroase frumos. E o soluție, dar nu știu sincer ce soluție e asta. Știu că mi-a spus că e ceva ori pentru mine, ori nu mai țin minte exact. Da, și cred că... Asta e ultima, bă, deci uite-am aici de pocnit o grămadă de chestii de astea. Și cam astea sunt din partea Danielei. Deci chiar vă mulțumesc foarte, foarte mult tuturor, pentru că nu mă așteptam la astea, la astea, la nimic din ce e aici. Chiar nu mă așteptam, deci Nicolas chiar o să se bucure de jucările alea și noi de săpunul și de toate chestiile astea, mai ales Sabina de astea, pentru că, bă, deci asta îmi place tare, deci asta îmi place cel mai mult. Marea asta e genial, deci frate, uite aici zici că e și soarele, deci criminalul, nu știu, foarte, foarte tare. Da. Și cam asta a fost video pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați încă o dată dacă vreți ca să mai trimiteți mie sau lui Nicola sau ceva. Dacă vreți să ne trimiteți o mică surpriză, o scrisoare, absolut orice. Linkul, adresa, linkul, mereu zic linkul, adresa unde puteți să-mi trimiteți, o aveți mai jos în descriere. Nu uitați să apăsați un mare, mare like dacă mă susțineți și să vă abonați dacă sunteți noi pe canalul meu. Așa că ne vedem data viitoare și numai bine.